Mai bine de 160 de elevi de la un liceu din comuna Șișești învață de ieri în scenariu roșu și vor face cursuri online după ce una dintre profesoare a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Alte trei cadre didactice din această școală sunt în izolare la domiciliu. De la 1 septembrie, 6 profesori din Mehedinți au fost confirmați cu noul coronavirus, 3 dintre ei după începerea școlii. De asemenea, 23 de elevi sunt izolați la domiciliu după ce au intrat în contact cu o colegă depistată pozitiv. După ce soțul său a venit din Germania și a avut simptome ușoare de infectare cu noul coronavirus, una dintre profesoarele școlii a făcut un test care a ieșit pozitiv. Navetistă, aceasta a intrat în contact direct cu alte trei colege, care au fost trimise în izolare la domiciliu. Au intrat și la ore, dar atât dascălii cât și elevii au purtat mască. Un cadru didactic din cadrul liceului a făcut un test și a făcut un test pentru siguranța dumneei, deci așa a motivat, test care a ieșit pozitiv, drept pentru care s-a făcut o anchetă epidemiologică de la Direcția de Sănătate, în urma căreia s-a stabilit că doamna profesor lung contact, adică cu trei cadre, fiind navetistă cu cele trei cadre, cele trei cadre au intrat de asemenea în izolare. Noi am hotărât astăzi Consiliul de Administrație, în urma recomandării DSP-ului, să intrăm în scenariul roșu cu clasele 5-12 de la liceul teoretic. Clasele primare de la Șișești și cu grădinița, precum și o structură, că mai avem o structură la școala noapte și merg pe scenariul verde. Probleme sunt și la Colegiul Național Gheorghe Țițeica, unde mai mulți elevi au intrat în izolare după ce o colegă a fost testată pozitiv. Din fericire, nu toți elevii clasei erau la școală, pentru că ceilalți asistau online la lecții. La clasa 12 am avut confirmat un caz, o elevă a mers cu mătușa cu care locuiește la analize. Mătușa a ieșit pozitiv la test și atunci s-a făcut și elevei testul. A anunțat imediat pe doamna dirigintă, noi am luat măsurile de rigoare, toată grupa a intrat în izolare la domiciliu. Eleva se simte bine, chiar aseară am vorbit cu doamna dirigintă, nu are simptome, dar o să stea în izolare 14 zile să vedem cum evoluează. Au mai apărut alte situații? Nu, nu sunt situații, dar mai avem câteva situații de copii cu boli cronice pe care cărora le-am aprobat să învețe la domiciliu online. Infecții cu noul coronavirus au fost confirmate în 7 școli din județul Mehedinți, atât la profesori cât și la elevi. Situația unităților de învățământ în județul Mehedinți în care sunt cazuri confirmate COVID-19 sunt următoarele: Școala Generală Punghina, unde un cadru didactic este contact pozitiv. În urma anchetei epidemiologice, trei cadre didactice sunt în carantină în acest moment. La liceul teoretic Gheorghe Ionescu Șișești, din localitatea Șișești, un cadru didactic este confirmat COVID-19. În urma anchetei, trei cadre didactice, colegi cu acesta, sunt în carantină la domiciliu. Liceul Victor Gomoiu, din Vânjumare, un cadru didactic confirmat pozitiv. În urma contactului pozitiv, două cadre didactice sunt în carantină. Liceul Tehnologic Special, un cadru didactic, este confirmat pozitiv. Acesta a fost confirmat înainte de începerea școlii. Lucrurile au evoluat așa cum nu ne-am fi dorit, însă e un lucru de așteptat, pentru că această evoluție este nu numai la nivelul județului Mehedinți, este o evoluție întâlnită la nivel național și nu numai. Era de așteptat ca să avem o ușoară creștere a, în rândul cadrelor didactice, dar și în rândul elevilor de infectați, confirmați sau contacți ai persoanelor care au fost depistate cu COVID, însă la acest moment, după o săptămână de la deschiderea unităților de învățământ, din punctul meu de vedere nu stăm tocmai rău, pentru că la acest moment, deci după o săptămână, avem trei cadre didactice care sunt confirmate și care sunt asimptomatice, deci starea lor de sănătate este bună, nu au semne, deci nu sunt în situație gravă. Trei localități din Mehedinți au intrat în scenariul galben din cauza numărului ridicat de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Este vorba despre comunele Bâcleș, Eșelnița și Podeni. Totuși, la școală se va învăța tot după scenariul verde, deoarece numărul de elevi la clasă este redus și poate fi asigurată distanțarea socială.